În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că sunt dintre cei care stau de față, care nu vor gusta moartea, până când nu vor vedea pe Fiul Omului venit într-o slava sa cu Sfinții Săi Îngeri. Veți din jur, dacă v-ați uitat în calendare, săptămâna aceasta, praznicul Înălțării Sfintei Cruci a fost flancat de două duminici. Duminica trecută, duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și duminica de astăzi, duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Am mai avut la multe praznice în timpul anului și vom avea și de acum înainte această legătură între duminica dinaintea și duminica de după. Pentru că astăzi suntem în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, am să-mi permit câteva cuvinte despre omul după. Omul după suntem noi, oamenii dinainte. Și ca să o luăm așa sistematic și de la început, omul după prima perioadă a copilăriei, adică tot ceea ce facem la un moment dat, riscăm, dacă nu suntem atenți, să pierdem. Dacă nu știm să ne bucurăm de momentul în care se petrece ceva, nu vom fi atenți nici măcar după ce a trecut să spunem că ne aducem aminte cu drag de un anumit lucru din copilăria noastră. Și iată că eram mici și de-abia așteptam, cum am spus și de multe ori, să ne facem mari. Omul după copilărie, va să zic că este omul mare. Ce ne-a rămas însă de făcut? Ceea ce ne-am propus când eram mici. Ziceam, lasă că mă fac eu mare și fac eu dreptatea. Lasă că tovarășa nu știu ce a zis și nu m-a băgat pe mine în seamă. Lasă că mă fac eu mare și o să fiu altfel decât a fost ea. Haideți să împăcăm copilul acela care încă mai plânge după lucruri pe care noi însă nu le-am mai făcut. De ce? Pentru că am uitat de omul după. Omul după este o temă foarte importantă, pentru că dacă nu ne-a transformat nimic, înseamnă că n-am ajuns nicăieri. Se tot transformă limba română, pentru că nu-mi place să spun că se urățește într-un fel sau într-altul. Nu, se transformă. Am primit, după cum v-am mai spus și altădată, mesaje din ce în ce mai scurte. N-aș mai putea să spun prescurtate, pentru că prescurtare este un termen tehnic. Și cei care m-ar auzi vorbind, mi-ar spune, termen tehnic, acoperă ceva. Dar nu erau niște texte prescurtate, erau niște texte scurtate. Nu-mi permis să spun că erau mutilate. Și în 10 cuvinte, maxim câte 2 litere defineau un cuvânt, V, B, S, C, M, S, trebuia eu să înțeleg niște date foarte, foarte exacte. M-am străduit, până la urmă am întrebat forurile superioare, fetele mele care erau puse la curent cu respectivele scurtături. E un termen și ăsta cu scurtătura, o să vă povestesc mai târziu. Și mi-au spus despre ce e vorba, am înțeles mesajul și mi-au spus, zice, ar fi bine acum să-i răspund și tu, așa, nu? O să creadă că m-ați mintit. Nu, eu răspund, cum știu eu să răspund, am scris acolo un sfert de oră, pe vremea aia nu erau telefoane așa, apăsai pe litere și apăsa litera, nu, dădeai de 4 ori dacă era Z, de 5 ori dacă era F și așa mai departe. Și l-am scris. Întrebarea mea este următoarea, cei care mi-au scris mesaje așa scurtate, ce au făcut după? Ce au făcut cu timpul care le-a rămas? Secundele acelea pe care ei, cu minuțizitate, le-au câștigat prin faptul că în loc să scrie întru au scris în, în loc să scrie dumneavoastră au scris dv, în loc de vorbesc au zis vb, bun, le-am acceptat. Dar m-ar bucura ca după acest mesaj să constate că au câștigat un minut și 45 de secunde și 52 de minimi. Ce au făcut cu aceste secunde și aceste minimi? Păi știți că o minime de secundă face diferența între aur și argint în orice sport.
V-ați gândit vreodată că această scurtătură trebuie să ajungă undeva? Nu cumva ne-am obișnuit să facem scurtături așa numai de dragul de a merge ori într-un trend pe care poate că nici nu l-am judecat așa cum se cuvine, ori nu îl înțelegem așa cum se cuvine, ori numai de dragul de a scurta un drum și a lua o înaintea altuia. Dar dacă am ajuns înaintea altuia, ce am făcut? Eu, de exemplu, am colegi care, intrând în armată, au scurt-circuitat prin merite deosebite de au ajuns nu în 9 ani la funcția de capitan, ci au ajuns în 5 ani, pentru că așa se făcea o anumită scurtătură. Dar să știți că le-am urmărit cariera. Acei 5 ani s-au reportat pentru toată viața lor. Într-adevăr, au fost înainte cu 5 ani și față de noi și față de alții. Asta aș vrea să fie o scurtătură. Omul după ce a scurtat ceva, trebuie să fie omul altul. Omul care începe să înțeleagă faptul că viața îi este sub picioarele lui și el poate să bată pasul pe loc dacă nu e atent sau să meargă mai departe cu o anumită viteză pe care și-o impune. Dar să mergem mai departe. Omul de după clasa întâi. Omul de după clasa întâi, o să spuneți că nu prea își pune probleme, ba își pune probleme mult mai mari. Pentru că rădăcinile lucrurilor pe care nu le rezolvă la 50 de ani sunt acolo, în clasa întâi. Omul după clasa întâi trebuie să-și tragă linie și să vadă ce a învățat sau ce înseamnă să știi să înveți. După clasa întâi trebuie să știe să tragă niște linii pe o coală de hârtie pentru al doilea an, să nu mai fie nevoie de o liniere specială. Nu știu cum se numește acum, pe timpul nostru se numea dictando 2. Trebuie să știe că acele bastonașe de fapt sunt începuturi de litere, trebuie să știe semnele de aritmetică, plus, minus, împărțit și egal. Trebuie să știe că la sfârșitul clasei întâi nu și-au pierdut un an din viață degeaba. Apoi vine clasa a doua, a treia, a patra. După clasa a patra se dă un examen foarte important de limbă pentru a intra în clasa a cincea la liceul unde a vrut bunica sau a vrut tăticul și trebuie să se ducă. Trebuie să rezolve problema lui trebuie. Nimic nu trebuie. Trebuie să înceapă însă să negocieze acest lucru. Să spună, mamă, tată, știi, mie îmi place cu tare lucru. Nu o să-l creadă nimeni. Dar el să-și facă datoria. Pentru că asta înseamnă omul după. Copilul după ce și-a anunțat părinții că el nu vrea să facă ceea ce vor ei, este un copil eliberat. A, că îi se pune pumnul în gură, nicio problemă, dar el să-și facă datoria. El trebuie să fie copilul după. Copilul după ce și-a anunțat părinții că vrea să facă în viață cu tare sau cu tare lucru. Este copilul după. Și apoi merge mai departe, bineînțeles că n-are șansa de fiecare dată să fie ascultat de cineva sau măcar să fie auzit de cineva. Și merge pe drumul bătătorit dinainte de părinți, cum este jocul acela cu bilă, curling. Părinții sunt înainte și freacă asfaltul până când trebuie să vină bila după ei. De cele mai multe ori, dacă ați văzut, chiar dacă sunt campion mondial, nu de fiecare dată bila vine după cel care freacă podeaua în chip de curling, pentru că bila nu mai vrea. Că așa vrea ea. Credeți că dacă noi am frecat asfaltul ca să vină copilul după drumul acela, o va face de fiecare dată? Nu. Și mai bine că nu o face mai de tinerețe, pentru că s-ar putea să o facă mai la maturitate, această oprire sau această mergere în stânga sau în dreapta, pentru că toți suntem la înălțarea Sfintei Cruci și trebuie să vorbim și despre încrucișări de drumuri, răspântii mari de viață, trebuie să știm ce este părintele după, să facem pereche între copil și părinte. Părintele după ce a fost anunțat de copil că nu vrea să urmeze ceea ce crede el despre el. Atunci, trebuie să luăm măsuri. În sensul că, dacă noi nu luăm seama și nu luăm aminte că suntem un părinte până ascultăm mesajul
și trebuie să fim un părinte transformat după ce ascultăm mesajul, nu am făcut nimic. Trebuie neapărat să luăm aminte. Omul după, asta înseamnă. Omul care să ia cunoștință. Mi-aduc aminte de formulele celebre din procesele verbale, am luat la cunoștință că după ce îți ridicai, de exemplu, o diplomă de la școală, zice, am primit originalul. Dom'le, cine scrie așa ceva este omul după. Omul după nu mai este omul dinainte, este omul transformat. Și credeți că nu ne transformăm? Rău facem dacă nu credem lucrul acesta. Pentru că orice eveniment din viața noastră ne face omul după. Un accident, de exemplu. Dacă după un accident nu suntem atenți să tragem niște concluzii, nu suntem atenți să vedem cât se putea de bine sau cât se putea de rău, în ce situație ne aflăm, dacă s-a mai întâmplat situația asta, și la sfârșit să ne facem așa un bilanț, să vedem dacă este un necaz sau o pagubă. Orice lucru care ni se întâmplă și poate să fie reparat cu bani, să știți că nu e necaz, e pagubă. Și atunci, dacă nici măcar nu am primit o spitalizare, înseamnă că chiar nu e numai o pagubă. Dar în spatele acestei pagube trebuie să stea omul după. Și anume, omul după trebuie să fie omul care să învețe ceva. Poate că a fost obosit la volan. Poate că a forțat lucrurile. Poate că în timpul zilei precedente n-a fost atent. Poate că s-au adunat mai multe. De exemplu, ce mă privește pe mine, pe care l-a ferit Dumnezeu până acum de astfel de evenimente, eu știu sigur că dacă se va întâmpla, știu că s-au adunat atâtea lucruri pe care eu însumi, cu bună știință sau cu nebăgare de seamă, le-am împlinit, încât sunt sigur că odată și odată se răzbune situația. Dar mă străduiesc ca atunci când pot să fiu atent. Dar nu este o rețetă a te feri de un accident. Omul după este omul mai înțelept. Omul care a învățat ce înseamnă graba și ce înseamnă secunda. Omul după trebuie să fie un om mult mai așezat, care să știe că un drum are un început sigur, dacă vrei să-l faci, și un sfârșit când dă Dumnezeu. Dacă ne vom obișnui cu această strategie a omului după, cu siguranță că vom ajunge acasă cu mintea liniștiți și așezați, astfel încât, neforțând lucrurile, viața noastră să curgă frumos. Omul după este omul înțelept, dar nu este așa înțelept din cărți, este omul înțelepțit, pentru că omul, revenind la clasa a patra, trebuie să fie educat cu următorul lucru. În vacanță aflăm ceea ce știi, pentru că, am mai spus și altă dată, cultura este ceea ce știm după ce am uitat tot ceea ce am învățat la școală. Aceasta este cultura. Dacă după ce ai terminat o clasă în calitate de elev, nu tragi linie și să cercetezi în mintea ta ce ți-a rămas în cap după ce ai uitat tot, înseamnă că nu poți să te numești copilul după. Întotdeauna în vacanța mare întreb copiii în ce clasă sunt și nu întreb degeaba. Unii spun clasa a treia. Bun, și anul ăsta ce clasă ai fost? A treia. Păi nu, zic, înseamnă că ești clasa a patra. Omul după clasa a treia. Omul după clasa a treia nu mai e clasa a treia. Trebuie să avem conștiința unei înaintări. Asta înseamnă omul după. Dar să știți că mai există și alte categorii. Omul după o întâlnire trebuie să fie altul. Omul după o întâlnire este omul care află mai târziu de ce s-a întâlnit cu cineva. Sunt întâlniri în viață care ne motivează, care ne modelează, întâlnire cu modelul nostru sau întâlnire cu nemodelul nostru. Pentru că orice om pe care îl întâlnim are două mari calități, dar nu deodată. Ori este un om după care trebuie să te iei, ori un om pe care să-l urmărești ca ceea ce face el să nu faci tu niciodată.
Dar orice om îți dă o lecție. Poate că mult mai importante sunt lecțiile pe care le primim de la cei pe care trebuie să-i evităm în traiectoria lor. Eu însumi personal am avut foarte mulți profesori pe care i-am urmărit și am avut dintre ei și câțiva care mă urmăresc în viața aceasta. Copilul din mine întotdeauna îmi spune: vezi că te-ai răstit la Cutare, mai ții minte când făcea profesorul Cutare cu tine la fel? Vezi că atunci când ai pronunțat un nume, l-ai pronunțat prea tare. Întotdeauna te deranja când se striga la tine moșteanu și nu mai știai nimic numai când îți auzeai numele? Atunci, omul după ia măsuri și îndreaptă lucrurile. Poate că nu din prima, dar măcar din a doua înfățișare, încet, încet se așează ceva. Omul după este omul după o întâlnire cu alt om. Întâlnirea vieții noastre, trebuie și aici să marcăm puțin, întâlnirea vieții noastre nu trebuie să fie una rațională, pentru că dacă este rațională, nu se încadrează în capitolul veșniciei. Pentru că numai și numai săptămâna oarbă poate să-ți arate veșnicia alături de cineva. Numai că din exterior, veșnicia aceea se vede altfel, adică nu se vede deloc. Și spune, ce te ieși cu asta? Păi tu nu vezi că e cu două capete mai mică decât tine? Tu nu vezi că e cu două clase înapoi a ta ca pregătire? Dar să poate așa ceva? Omul care s-a întâlnit însă cu așa persoană nici nu bagă în seamă nici înălțimea, nici numărul claselor, nu bagă în seamă nimic. Știe că de la început omul acela va fi veșnic lângă el. A, că nu va fi veșnic lângă el din alte binecuvântate sau nebinecuvântate pricini, asta este altă treabă. Omul trebuie să știe însă de la început ce își asumă. Dacă ne asumăm o săptămână oarbă, vom trăi în lumină toată viața. Dacă însă amestecăm această orbire bună și la bună vreme, nu vom avea lumină niciodată. Pentru că atunci când începem să căutăm nod în papură și să gândim prea atent la celălalt, cu siguranță că nu avem cum să ajungem mai departe. Nimic nu se așează numai și numai pe rațiune. Întâlnirea cu celălalt trebuie să aibă o bază de mister, o bază pe care trebuie să nu o uităm toată viața. Și dacă ne apropiem de cineva gândind că este mai frumos decât noi sau mai bun, ăsta este un interes. Dar dacă ne apropiem de cineva și nu știm de ce, acesta este sentimentul care orbește și se numește dragoste. Este un diagnostic de care să dea Dumnezeu să nu scăpăm. Pentru că omul după această întâlnire este omul altfel. Este omul care deodată se uită în jurul lui. Deodată își dă seama că trebuie să se bărbierească de două ori pe zi, nu numai dimineața. Este omul care atunci când iese din casă își așează haina, deși cea cu care el visează veșnicia se află la 1000 de kilometri. Zice, da, dacă se întâmplă să vină mai devreme, să mă găsească pregătit. Atunci când constatăm lucrurile acestea, înseamnă că suntem oamenii după o întâlnire adevărată. Omul după este omul zilei. Omul după este omul care este pregătit frumos să trăiască frumos. Praznicul Sfintei Cruci, să știți că nu este o sperietoare așa cum, din păcate, mulți dintre creștini o au în minte. Trebuie să ne transformăm în omul după și după ce plecăm acum de la biserică. Să fim oamenii după înălțarea Sfintei Cruci. Bă, dacă s-a înălțat Sfânta Cruce, înseamnă că deja avem un reper. Știm unde ne aflăm, funcție de Sfânta Cruce pe care am lăsat-o la biserică. Și știm că toată viața noastră se va raporta din ce în ce mai mult, nu numai ca distanță de timp, ci mai ales ca distanță de transformare a noastră, și vom ști că prin Sfânta Cruce am zis, din acel moment eu voi face cu tare. Și dacă vom ajunge să deținem promisiunile acestea, atunci cu siguranță că ne putem numi cu mândrie omul după. Suntem oamenii după sau nu suntem oamenii după?
Dacă vom merge însă mai departe, n-am abordat un subiect foarte interesant, sănătatea. Pentru că tot se zice atât de fals sănătate, că dacă avem sănătate, avem de toate, nu. Vreau să vă spun că situația este tocmai invers. Dacă vrem să avem sănătate, trebuie să le avem pe celelalte. Sănătatea este întotdeauna un efect, nu este o cauză. Deși este de cele mai multe ori confundat acest lucru, vă spun sigur, sănătatea este un efect al unui dezechilibru, este pierderea sănătății. Al menținerii unui echilibru este starea de sănătate în care trebuie să ne aflăm. Omul după analize. Este iar omul după. Întotdeauna după analize, să știți că nu e bine. Adică mesajul doctorului este clar. Dacă te-ai dus să-ți faci analize, trebuie să-ți asumi lucrul acesta. Să-ți asumi că urmează o golgota până la înălțarea Sfintei Cruci, foarte importantă, și trebuie să știi că trigliceridele trebuie să intre în pragul de 150 și vezi cum faci. Dacă dai prea mult în tratament, ficatul ieși așa în pioneze și începe să dea rateuri, dar ne salvează ceva, atitudinea. Dacă vom face această prezență la medic ca pe un canon, vom avea roadele canonului. Dacă vom face așa împins de la spate, vom avea roadele celui împins de la spate, adică n-ajunge niciodată nicăieri. Am văzut spitale în care pacienții erau, cred că, rude cu Iosefinii, cel puțin, pentru că aveau o dexteritate de a-și ascunde pastilele ca să nu le ia. N-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Dar erau la spitalul nou, e scuzabil, oarecum. Problema este următoarea. Nu se urmează un tratament. De ce? Pentru că omul, pe românește, se crede mai deștept. Dacă nu avem atitudinea ascultătorului în sensul teologic al cuvântului, niciun tratament nu își poate face efectul. Chiar dacă iei pastilele cu pumnul, dar le iei bodogănind și cu o față ursuză, n-au niciun efect. Pentru că acele medicamente nu se întâlnesc niciodată cu corpul nostru adevărat. Se întâlnesc cu un luptător care își ascute toate săbiile ca nu cumva să intre părerea altuia în el. Lasă că vă arăt eu că o să fac trigliceridele de 80. Dar nu știe că e și un prag minus în care, dacă ajunge, e iar de rău. De ce? Pentru că nu este omul după. Omul după trebuie să fie un om care își asumă. Un om care, atunci când află că trebuie să facă ceva, chiar trebuie să facă. Vă vorbește cineva care foarte greu i-a fost să înceapă injecțiile pentru diabet, pentru că nu eram prea bine informat. Eu credeam că o să fiu neapărat în imposibilitatea de a sluji, trebuie să fac o injecție numai după ce mănânc. Nu e adevărat. Mi-am adaptat în discuție cu medicul meu, astfel încât pot să-mi fac tratamentul. Numai că acum, peste cele 16 medicamentele mele, am mai pomenit o mică infecție și trebuie să mai iau vreo 20. Și a zis, dar și cu stomacul meu, zic, dar nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Această atitudine s-ar putea să mă salveze, pentru că deja sunt o săptămână de tratament și nu mă doare nimic. Sunt dubios de bine, i-am zis doctorului și a zis, păi nici așa nu-i bine. Eu zic, lăsați așa, pentru mine e bine. Adică nici să nu prea bagi în seamă. Dar vedeți că dacă nu băgăm noi în seamă, conștient, nici subconștientul nu bagă în seamă. N-am zis inconștientul pentru că asta v-am mai spus odată. S-a dus o doamnă la psiholog și după vreo 2 săptămâni de discuții cu psihologul, uite așa și pe dincolo, psihologul zice, să știți, doamnă, că a venit acum vremea, noi am discutat aici conștient, discutăm și subconștient, și zice, să știți că de mâine o să începem să lucrăm cu inconștientul, la care ea se oprește așa, ce? A, nu vine bărbatul aici. Pentru că tot v-am scos din această stare, să știți că lumea medicală cam pe aici se confruntă. Cu tot felul de pacienți care nu sunt oamenii după. Omul după, care vrem să fim noi, de acum înainte, după înălțarea Sfintei Cruci, trebuie să-și asume. Și țineți minte că niciun tratament nu își poate face efectul din cauza noastră. Pentru că nu avem încredere suficientă în el,
pentru că noi credem că nu e nevoie de el. Și să vă spun așa, prin absurd, dacă chiar n-ar fi medical nevoie de el, mai sunt și diagnostice greșite, dar nu aici e problema. Dar dacă noi o facem cu ascultarea aceea frumoasă, din pateric, rupt așa ca un mugure primăvara, cu siguranță că acel medicament ne va face bine. Pentru că atitudinea cu care noi îl luăm, conștiinciozitatea cu care noi lucrăm asupra unui sfat pe care ne-l-a dat cineva, acela ne transformă în oamenii după. Oamenii după ascultare, oamenii după asumare, oamenii frumoși, oamenii de după caragioșenia unei boli. Și trebuie să o luăm ca atare. Este partenerul nostru. Să știți că orice boală este pentru noi cel mai important dascăl. Disciplinează cel mai tare. Te așează pe un drum care te face să te uiți în oglindă mai des, să vezi dacă sunt ceva transformări, să vezi, da, pentru că eu, de exemplu, trebuie să urmăresc acum că o să mă cam îngălbenesc la față. Așa mi s-a zis că e un tratament mai dur, așa. O să mă fac așa de zici cam ca morcov la un moment dat, dar îmi am asumat și lucrul acesta și am spus că dacă până la schimbarea la față o să mă fac alb, chiar mă bucur de tratament. Probabil că cu această conștiință o să mă o dau spre tentă mai deschisă, nu spre tentă gălbuie. Foarte important este să înțelegem ce înseamnă omul după, tocmai pentru faptul că după înseamnă totul. După un așa zis eșec, dacă știi să-l iei, cu siguranță că ești mai câștigat decât dacă ai fi crezut că acea linie pe care tu ți-ai trasat-o în cap este valabilă. Nu. Linia aceea pe care noi ne-o trasăm poate să fie trasată de mândrie, poate să fie trasată de orgoliu, poate să fie trasată de un vecin, de urmărirea lui, de către noi, să fim mai tari decât el. Nu. Nu așa stau lucrurile. Cineva era foarte supărat că nu a luat examenul auto de conducere. Și am spus ceea ce știam mai demult, un coleg de-al meu, Dumnezeu să-l odihnească, a avut permisul suspendat pentru 3 luni. Dar prin intervenții, bineînțeles că a mers mai departe și a făcut ceea ce se face în România și a avut permisul în buzunar, mai mult. A condus mașina în acele 3 luni și când s-a constatat accidentul fatal, cineva și-a adus aminte, zice, dar dacă ar fi stat acasă, cum i-a zis Dumnezeu, sau măcar în dreapta, se mai întâmpla? A forța lucrurile ne plasează în partea cealaltă, omul dinainte. A nu le forța înseamnă omul după. Omul după ce a simțit ceva. Dom'le, dacă s-a întâmplat ceva, înseamnă că eu, după această întâmplare, trebuie să fiu altul. Nu este o întâmplare faptul că avem pe iconostas Sfânta Cruce înălțată joi. Este o realitate. Realitatea vieții noastre și de acum înainte să știm că orice zi este înălțarea Sfintei Cruci. Orice om cu care ne întâlnim ne transformă în oameni după o întâlnire. Chiar dacă e o întâlnire plăcută, chiar dacă este una neplăcută. Avem de învățat din ambele cazuri. Noi în ziua de astăzi ne rugăm să învățăm pentru noi și pentru alții, dar nu să-i forțăm pe alții, să se uite numai la noi, că a fi omul după înseamnă un om asumat, un om luminat, un om luminos și un om care își asumă să trăiască frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.